Asta va fi ultima piesă. Și este, dacă vreți, demonstrația că un album acustic nu este neapărat un, o viteză în plus, ci poate una în minus. Am reorchestrat inclusiv piesele care erau inițial acustice, cum este cazul lui Liber. O știți, ok? Mi s-a părut puțin cam pleagă în varianta originală, așa că am mai dat puțină viață iar cu intervențiile lui Eugen. Nu mai plăcea să ne despărțim cu voi stângioși și noi în picioare, dar...
nu-i pentru haină mea.